Bună ziua, vă spun din nou, dragi vizitatori. Cum vă spuneam puțin mai devreme, iată-ne din nou împreună la un alt eveniment, la standul editurii Herald, aici la Târgul de Carte Gaudeamus, în ultima zi de târg, duminică, 18 noiembrie. Evenimentul Introducere în învățătura tantrică, eveniment prilejuit de lansarea cărții lui Arthur Avalon, Introducere în Tantra Sastra. Invitații noștri de azi, colegii mei, lui Saneag, pe care cu siguranță ați mai văzut-o și la alte evenimente, ea coordonează câteva din colecțiile editurii Herald, așa amintit bar Cultură și Civilizație, colecția Autobiografia, cu care am avut evenimente, Caterina cea Mare, chiar în prima zi de târg. Colegul meu, Mihai Liță, prezent și el de asemenea la evenimentul precedent, pe tradiția spirituală a Cabalei. Mihai Liță coordonează colecția Sefer, de asemenea coordonează colecțiile de spiritualitate, aș aminti Înțelepciunea Inimii. Următorul eveniment pe care îl vom avea tot azi cu sufismul, de asemenea spiritualitate creștină, și iată astăzi vorbim despre această colecție, colecția Tantra, colecție în care a mai apărut o carte senzațională pe care noi am promovat-o și de asemenea am lansat-o în vara acestui an. Vorbim despre Doctrina Vibrației, Marc Dicitovski. Mihai, ești coordonatorul colecției Tantra din cadrul editurii Herald, o colecție care și-a schimbat puțin orientarea și fața în ultimul an. Te-aș ruga să ne explici care este noua paradigmă și care sunt planurile de viitor ale acestei colecții, în care, iată, astăzi vom vorbi despre această carte, despre cartea lui Arthur Avalon, Introducere în Tantra Sastra. Bună ziua, deși nu știu exact ce spun. Colecția Tantra face parte din colecția de spiritualitate a editurii Herald. Număr de 15-17, cred, care se referă fiecare la câte un areal spiritual. Tantra, bineînțeles, că se referă la zona orientală și în această colecție ne-am decis în final să separăm Tantra hindusă și Tantra tibetan. Această colecție, Tantra, se referă la zona Indiei. Există și o altă colecție care se numește Himalaya și care conține lucrările de Mahayana și de Vajrayana, care este budismul tantric tibetan. În această colecție mi-am notat câteva idei pe care vreau să le spun. Urmărim să promovăm linia tradițională a tantrei, ceea ce se petrece foarte rar, deși e un cuvânt foarte cunoscut, să abordăm o atitudine pe cât posibil practică, dar bineînțeles că ne adaptăm și la feedback-ul pe care cititorii noștri îl dau și auzim ce îi interesează pe ei din acest domeniu. În principiu, dorim să reprezentăm tradițiile tantrice cele mai importante din India, probabil că cea mai importantă dintre ele, cel puțin din punctul meu de vedere, este acel complex mai vast care se numește Shivaismul Kashmirian, care conține un număr de școli, printre care Trika, Grama, Kaula, Spanda. Din tradiția Spanda am scos lucrarea lui Marc Dicitovski, care este unul dintre cei mai mari cunoscători din lume ai acestei tradiții, inițiat de ultimul maestru al liniei, Swami Lakshmanju Brahmachari, cel puțin ultimul maestru kashmirian.
De asemenea, vom scoate destul de curând, este în lucru o lucrare care este foarte populară în Occident, ceea ce nu o face mai puțin valoroasă, a unui cercetător mai tânăr și practicant, Christopher Wallis, care face multă vâlvă, pe bună dreptate, în Occident. Și avem în pregătire și o lucrare din tradiția celor 10 mari cunoașteri divine, Dasha Mahavidya, în care sunt oferite multe elemente importante, inițiatice despre această tradiție. Intenționăm să abordăm ulterior și o tradiție care e răspândită mai ales în sudul Indiei, Shri Vidya, care este cunoscută de către cunoscători. Și încet, încet să-i purtăm pe cititori prin acest domeniu destul de puțin cunoscut, pentru a-i familiariza și a putea apoi introduce poate chiar texte tradiționale. Mulțumim, Mihailiță. Luisa, te rugăm să ne spui câteva cuvinte despre autorul acestei lucrări, Arthur Avalon, și rolul său în transmiterea învățăturii tantrice. Arthur Avalon este un pseudonim, pe numele lui real este Sir John George Woodruff. El era de formație jurist, a trăit între anii 1865-1936, deci era jurist, educat la Oxford. Serviciul lui de jurist și avocat l-a dus la Calcutta, unde a activat ca avocat timp de 18 ani, până când a ieșit la pensie și apoi s-a întors în Anglia. În afară de atribuțiile sale judiciare, a studiat filozofia sanscrită și hindusă și a fost interesat în mod special de tantra hindusă. A tradus în jur de 20 de texte sanscrite originale și sub acest pseudonim de Arthur Avalon a publicat și a predat în mod prolific filozofia indiană, precum și o gamă largă de subiecte legate de yoga și de tantra. Pseudonimul lui este foarte interesant, auzim de Arthur, auzim de Avalon, ne gândim bineînțeles la căutarea Sfântului Graal, regele Arthur și sabia sa din Avalon, căutarea Sfântului Graal, care este scopul ultim și limanul tuturor căutărilor, și deși este care ne duce cu gândul la ezoterismul occidental, el de fapt era interesat de tantra și de filozofia orientală. Se spune că a contribuit a-i face pe occidental să înțeleagă filozofia din spatele religiei hinduse și să înțeleagă că acesta nu are nimic irațional și obscur. Și poate că tocmai alegerea acestui nume este indiciul pe care el îl dă occidentalilor că nu este o idee rea să-și mergească aria căutărilor acestui Sfânt Graal, deoarece vor găsi în tantra o cale spirituală care le poate încuruna efortul. Luisa, aș vrea să te rog să ne vorbești acum despre această lucrare, despre introducere în Tantra Sastra, lucrare pe care ai tradus-o și redactat-o. Hai. Care e, până la urmă, povestea traducerii și ce ne poți spune despre autor și despre cartea în sine? Da, e o poveste interesantă legată de această carte. Destinul meu a fost legat oarecum de ea. Am ajuns la editura Herald în urma traducerii acestei cărți, pentru că mi-am oferit serviciile și mi-am declinat competențele, adică mi-am afirmat competențele și mi s-a propus să traduc un text pe care să le confirme. Și am tradus acest text, care acum, în fine, vede lumina tiparului. Așa că, din acest punct de vedere, recunosc că sunt oarecum legat sentimental de această carte pe care am tradus-o, redactat-o și acum o prezint. Cartea este, așa cum o arată și titlul,
o introducere în această doctrină. De obicei, în Occident, prin introducere se înțelege ceva simplu și care poate fi consumat așa între două trenuri de metrou. N-aș spune că e cazul dacă nu ești avizat. Pe de altă parte, conține toate ingredientele necesare unei introduceri în tradiția autentică a tantrei. O să vorbim mai târziu puțin despre neînțelegerile legate de respectivul termen. Iar Artur Avalon, a spus colega mea, este un pionier în studiul hinduismului și în special al curentului tantric. A tradus multe tratate, a scris introduceri la multe tratate, a obișnuit lumea Occidentului cu faptul că tantra nu e o marcă de înghețat. Pentru că tot ai pomenit de introducere, aș vrea să intrăm puțin, hai să spunem, în subiectul și al acestei cărți, dar și a ceea ce înseamnă cu adevărat tantra, nu doar în concepția occidentalului, a europeanului, care poate nu-i dă conotațiile reale, conotațiile adevărate, nu numai acestui cuvânt, dar și conceptului de ceea ce înseamnă tantra, și mă refer aici la jocul principiilor, pentru că putem aborda 5 teme, eu foarte pe scurt o să le menționez și apoi poate puțin le dezbatem pe fiecare. Și întrebarea aceasta este pentru amândoi. Prima temă, dinamica Shiva Shakti, conștiință, energie. Următoarea, structura subtilă a micro și macrocosmosului. A treia temă, inițiere și calificări pentru practica tantrică. A patra temă, practica efectivă, practica tantrică. Și a cincea, adevăr și fals despre ceea ce înseamnă tantra. Deci dinamica Shiva Shakti, conștiință, energie. Luisa, pentru că nu e așa. Da, ce mă fascinează pe mine la genul acesta de tratate este felul lor ingineresc, aproape de a fi alcătuit, bine de categorii, de explicații, de scheme, de ți vine să-ți iei caietel și un pix ca să poți să înțelegi, să nu pierzi o idee importantă. Apropo de Shiva și de Shakti, o să spun un carte, în primul rând, care spune așa: Shiva își propagă învățăturile sale către lume în lucrări precum Yamala, Damara, Shiva Sangha și în Tantra, care sunt un dialog între Devata Shiva și Shakti, puterea sau consoarta sa Devi, sub aspectul său de Tantra. Așa că mă gândesc să duplicăm, dacă păstrăm proporțiile, acest gen de dialog. Eu o să fac o introducere a temei și hai o introducere plină de întrebări și de neînțelegeri, desigur, iar Mihai va fi cel care va explicita într-adevăr și va clarifica tema respectivă. Pe Shiva, așa cum a spus și Sori, regăsim în aspectul de conștiință, mereu unit cu consoarta lui, care este energia lui, deci această dualitate între conștiință și energie. Ei sunt personificați adesea ca un cuplu de iubiți și această antropomorfizare a celor două principii ne poate ajuta, dacă avem o natură înclinată către devoțiune, dar poate și să ne încurce dacă încercăm să înțelegem pe cale rațională semnificația acestor principii și mai ales felul în care sunt ele unite. Aș zice că niciunul nu este complet și nu are relevanță fără celălalt și că specificul acestei uniuni scapă modului de înțelegere al minții. Totuși, mie îmi place această antropomorfizare, această reprezentare a uniunii dintre aceste, adică acestor două principii ca uniune dintre un bărbat și o femeie, interpretată în tot ce are ea mai măreț și mai sublim. Mă gândesc că această interpretare ar putea aproxima foarte frumos și poetic modul în care a fost creată lumea,
spune că Dumnezeu este iubire. Dar Mihai o să ne clarifice mult mai bine. În primul rând, trebuie să plecăm și e foarte bine în studiul unei doctrine tradiționale de orice fel, să plecăm puțin de la terminologie, să lămurim puțin termenii importanți, Shiva și Shakti sunt dintre ei. Ei sună foarte puțin cunoscut pentru mulți dintre cititori. În primul rând, trebuie să risipesc o confuzie încă de la începutul discursului meu. Shiva și Shakti nu sunt diferiți. În tradiția indiană, numele de Shiva, în tradițiile shivaite, deci cele care îl adoră ca principiu suprem, este un nume al lui Dumnezeu. Shakti este o altă fațetă a monedei, aceeași monedă, pentru că vorbim foarte adesea la curentele tantrice de vârf de monism, dar de non-dualism, mai exact. Asta înseamnă nu sunt doi. Și într-adevăr ei nu sunt doi, este ca o monedă care are pe o față ceea ce se numește Shiva, care este Dumnezeu în aspectul lui de conștiință, privit ca transcendent. El este adesea reprezentat iconografic, pentru că se petrece și acest lucru. Indienilor le place foarte mult, le plac foarte mult imaginile și de aceea au simțit nevoia pentru un anumit nivel al inițierii să facă astfel de reprezentări și Shiva este reprezentat într-adevăr ca bărbat și cadavru. Deci este mort. Există chiar un joc celebru de cuvinte. Litera I în tradiția tantrică simbolizează aspectul de Shakti și se spune că Shiva fără Shakti este Shava, adică Shiva fără energia lui este un cadavru. Shava înseamnă cadavru. Și în scrierea hindusă de Vanagari, în momentul în care într-adevăr din cuvântul Shiva scoți litera I, rămâne cuvântul Shava, deci cadavru. Cu alte cuvinte, principiul acesta al conștiinței nu operează în manifestare decât prin puterea sa, prin energia sa eficientă, care este însă un alt aspect al lui, nu este ceva diferit. Shiva și Shakti sunt același lucru. Da, să văd dacă ne-am mai notat ceva. Da. De asemenea, aceste două principii se adresează, sau dacă vreți, patronează cele două direcții ale căutării. În mod normal, noi aici, în acest spațiu, suntem legați de tradiția creștină și de cele trei tradiții abrahamice și acordăm foarte mare atenție dimensiunii verticale, adică mistice. Căutăm fuziunea sau comuniunea sau, în fine, împărtășirea de principiu divin. Există și o altă dimensiune care nu este valorificată foarte puternic în tradiția noastră, care este dimensiunea magică. Această dimensiune se referă la cunoașterea și controlul energiilor manifestării. Cele două sunt cumva ortogonale. Shiva și Shakti sunt, dacă vreți, din nou, acest cuplu de dimensiuni ortogonale. Una de natură mistică, una de natură magică. Mulțumesc, Mihai. Trecem la a doua temă, structura subtilă a micro- și macrocosmosului. Luisa? Înainte de a începe, uite, eu am avut o curiozitate personală și cu sinceritate o mărturisesc. Mi-a venit această idee când mi-ai zis că să nu intru pe un teren de nisipuri mișcătoare. Mă gândeam dacă cumva putem face o paralelă, poate greșesc, dar putem face o paralelă referitor la ceea ce a spus Mihai despre Shiva și despre Shakti ca principii supreme, dacă același lucru
exemplu, l-am putea vorbi și despre Yin și Yang, într-o oarecare măsură. Cred că ieșim puțin. Ieșim puțin. Cadrul. Bun. Revenim la a doua. Întrebarea e foarte bună, dar intrăm în vreo 5 evenimente de acum încolo, pentru că e mult de răspuns. Se poate face o vagă analogie. Aș putea răspunde. Dar era o prostate personală. Da. Îți răspund la ea. Yin-ul și Yang-ul sunt principii ale manifestării. Prin urmare, amândouă sunt o expresie a lui Shen. Perfect. Luisa, despre structura subtilă a micro și macrocosmosului. Dacă nu mă asculti. Dacă nu. Am zis. Da, deci să zicem că ne e destul de clar în acest moment felul în care, sau, mă rog, avem o imagine despre felul în care concepe tantra cele două principii, Shiva și Shakti, să vedem ce se petrece mai departe. Această căutare de a înțelege cum funcționează practic lumea și cum funcționează ființa umană, o regăsim în absolut toate tradițiile spirituale, în toate filozofiile, și suntem bineînțeles familiarizați cu idei de genul că ființa este alcătuită din suflet și trup, sau trup, suflet și spirit și tot felul de aceste tipuri de categorii prin care încercăm să înțelegem alcătuirea ființei umane. Viziunea orientală este foarte clară și tot așa foarte bine conturată, cu niște categorii foarte, foarte clare, și ele se bazează pe un principiu foarte simplu pe care îl regăsim și în Occident, acela că Dumnezeu a creat lumea după chipul și asemănarea sa, sau, dacă vreți, în cuvintele lui Hermes Trismegistos, că ceea ce este sus este și jos pentru a plini astfel miracolul totului. Ființa umană, deci, este văzută ca un univers în miniatură, ale cărei categorii sunt regăsite, având aceeași semnificație, la scară macrocosmică, sau invers, depinde din ce direcție privim. Mihai, ajută-ne! Ne-am notat din nou câteva lucruri de spus despre structura subtilă a micro și macrocosmos. În primul rând trebuie înțeles că există un micro și un macrocosmos. Așa cum spunea și Luisa, ființa umană în majoritatea, cred că în toate tradițiile spirituale, este văzută ca un cosmos mai mic, conținând în ea toate principiile fundamentale. În tradiția tantrică ele se numesc tatva, cărămizile care alcătuiesc universul, și deci conțin în ea, spuneam, ființa umană, toate aceste principii universale. Tradițiile care se ocupă și de acest aspect alchimic sau magic se referă adesea la un număr de vehicule subtile pe care ființa umană le are, la un număr de centri energetici, la un număr de canale subtile, și toate aceste lucruri se regăsesc și în tradiția tantrică. Există o învățătură legată de cele cinci învelișuri, coșa, pancea coșa se numește, plecând de la corpul fizic și mergând până la vehicule superioare, chiar și dincolo de minte. Există o învățătură foarte puțin înțeleasă și foarte răspândită în Occident, în această calitate de puțin înțeleasă, care se referă la cei 7 centri de forță. 7 este un număr important și magic, dar nu este singurul sistem de centri de forță, un lucru care iar se cunoaște foarte puțin în Occident. Și, în general, pentru că avem un soare, o lună în univers și un principiu care le sintetizează, un principiu vid, avem 3 canale subtile. Cam așa arată structura internă a ființei umane, ea duplicând
toate realitățile mari și importante din univers. De exemplu, avem 5 benzi energetice, cele 5 elemente. Acestea sunt duplicate în ființa umană. Ele sunt asociate cu niște locuri precise din corpul uman, proiectabil și pe corpul fizic, pe care le putem regăsi și utiliza în urma inițierii prin anumite metode pentru a ne pune în această sintonanță cu universul. E o poveste lungă. Și pentru că tot pomeneai de inițiere, trecem la a treia temă, inițiere și calificări pentru practica tantrică. Luisa? După ce am vorbit despre structura micro-macro-cosmică, ne așteptăm ca și în ceea ce privește inițierea lucrurile să fie cam tot așa, și anume un principiu cosmic, universal, pe care o ființă ajunsă la un anumit nivel pe calea spirituală este capabilă să limite la nivel uman un principiu care are drept scop să dea mai departe învățătura într-un mod adecvat pentru alte ființe. În carte scrie foarte clar, la capitolul inițiere, inițierea înseamnă transmisia mantrei de către guru. Despre mantre, toată lumea a auzit despre ele, e plin internetul de cele mai secrete și nemai auzite mantre, așa că ne întrebăm, dar de ce avem nevoie, de ce avem de fapt nevoie de cineva care să ne inițieze? Știm mantra, știm de exemplu că dacă facem japa, adică o repetăm mental pur și simplu, avem rezultate, nu e de ajuns? Să mă întreb pe mine. Doar pe tine. Da, în acest topic există mai multe concepte care trebuie parcurse și înțelese. Primul este chiar conceptul de inițiere. Inițiere în limba sanscrită se spune diksha. Este un element absolut important, absolut necesar pentru ca practica să aibă consistență. În special practica tantrică și în general toate practicile alchimice, deci cele care privesc transformarea ființei umane lucrând inclusiv cu energia ei, au acest caracteristic al unei linii inițiatice foarte stricte, care se prezintă ca un fel de lanț inițiatic. Se cunosc numele maestrului, maestrului, maestrului și până la începuturi. În general, la capătul fiecarei linii inițiatice este așezat un aspect sau un nume divin, un aspect al lui Dumnezeu. Foarte multe linii tantrice au la capătul lor, în prima verigă a lanțului, pe Shiva, care este, cum spuneam, Dumnezeu, dar este privit într-un aspect de suveran, este suveranul Universului, Maheshivara, și de la el derivă diverse, cum să spun, ramuri ale acestei linii care coboară la modul ideal până în zilele noastre. Acum, ce se pretinde referitor la liniile inițiatice tantrice și ce este autentic e o altă poveste. Există o groază de inițiați tantrici pe aici autohtoni care nu au nicio consistență tradițională, nicio linie tradițională nu-i recunoaște. Și o groază de discipoli avansați care de asemenea și-au luat competența de la nimeni. Competența sau autorizarea sau se numește adhikara. Ca să practici o anumită doctrină, o anumită învățătură, trebuie să ai această competență și ea se stabilește după niște criterii foarte precise și, bineînțeles, nu se stabilește de către cel care primește inițierea, ci de către cel care o dă. Iar relația cu maestru, adică cu cel care te inițiază, este foarte importantă, e o relație de suflet, o relație care îmbracă multe aspecte, printre care cea de părinte și copil, pentru că există acest protectorat până când e ca un pui de găină, când iese din coajă, el trebuie vegheat, hrănit și așa mai departe, sau un pui de pasăre, până când m-am gândit că exemplu cu găina nu
din pumn, pentru că găina nu o să zboare nici când e matură, dar să zicem un pui de vultur. Un pui de vultur trebuie hrănit de mama lui până când poate să zboare singur. La fel, discipolul este hrănit de maestrul lui, în multe feluri care nu fac obiectul acestei discuții, până când poate să zboare singur. Iar în ceea ce privește mantra, pentru că a fost pomenită de colega mea, e un instrument foarte puternic, dar o să discutăm la capitolul 4 despre el și lămurim puțin. Acum să vorbim puțin despre ceea ce înseamnă practica tantrică, Luisa. O să spun din nou un citat din carte. Practica tantrică, spune Arthur Avalon, este mijlocul sau practica prin care este atins scopul final dorit și care constă în exersarea și antrenarea corpului și a resurselor psihice până la perfecționarea lor gradată, căreia îi urmează perfecțiunea suprafirească, în paranteză este dat termenul sanscrit, siddhi, care înseamnă putere paranormală. Mijloacele utilizate continuă sunt diferite, cum ar fi adorarea, puja, exterioară sau mentală, studiul scripturilor, shastra, austeritățile, tapas, practica, mancetatva, mantra, etc. Și din nou vom găsi în carte acele scheme și împărțiri cu practici specifice destinate fiecarei categorii de discipoli, cu o strictețe care mă face să mă întreb dacă nu cumva și în tantra, la fel ca și în alte tradiții cunoscute, această dogmatică ne ajută până la un punct, dincolo de care devine extrem de rigidă și ne limitează. Pare ușor de înțeles faptul că ne vom alege o practică în funcție de aspirațiile și de nivelul de înțelegere pe care îl avem la un moment dat, dar și cea mai simplă tehnică se poate dovedi capabilă să ducă un călătător până la capătul căii sale, dacă este făcută din toată inima. Și de asemenea, în tantra este vorba foarte mult despre ritualuri, uneori deosebit de complexe și colorate, am putea spune, ale căror reguli sunt totuși foarte precise și chiar se precizează că este periculos dacă nu le respecti în tocmai. Deja am deschis o mulțime de întrebări în ceea ce privește practica tantrică și mai ar trebui să ne lămurească și educăm frumos. Nu este obiectul unui eveniment într-un târg agitat ca acesta să lămurim nici măcar ABC-ul practicii tantrice, dar există câteva elemente importante. Din punctul meu de vedere, topicul cel mai important și cu care sper să rămână cititorii este ce nu e tantra. Într-adevăr, foarte mare parte din practica tantrică se bazează pe un termen care este puja, care este adorarea rituală. Această adorare rituală, care este esența nu numai a tantrei, ci și a hinduismului, în sensul că fiecare hindus la el acasă face zilnic, probabil, o formă de puja, poate fi, bineînțeles, pentru cei avansați cu adevărat, interiorizată. Deci dacă la început hindusul obișnuit, să zic așa, oferă zeității un număr de ofrande, care sunt vreo 16 la număr, lumină, flori, dulciuri și așa mai departe, adeptul ajunge să interiorizeze acest ritual și să transforme într-o formă de meditație în care ofrandele devin simbolice și de asemenea nu se vede nimic în exterior, se poate face și aici, la Oadi. Deci puja este elementul foarte important al practicii tantrice. De ce? Pentru că o altă noțiune pe care
dacă ne interesează domeniul, trebuie să înțelegem, este cea de devata, de zeitate, o traducere foarte proastă. Și și mai nefericită este asimilarea între devata și înger, deși există o astfel de posibilă paralelă. Dacă ne imaginăm că Divinul Dumnezeu este un soare, devata este o rază a soarelui, un aspect al lui, un mod al lui de manifestare. Ea este tot așa pentru mințile de o anumită pregătire reprezentată prin... este reprezentată iconografic. O să vedem în India nenumărate poze de zei și zeițe, ceea ce face lumea să-și închipuie că indienii sunt politeiști. Acest lucru este profund greșit. Indienii sunt monoteiști, mă refer la doctrina lor, la Sanatana Dharma, și ei cred într-un singur Dumnezeu, ca și noi. Singura diferență este că ei iau în considerare și această dimensiune orizontală a căutării și în această dimensiune orizontală caută fiecare aspect. Frumusețea se reflectă și în noi, frumusețea lui Dumnezeu, e un atribut. Belșugul este un alt atribut, timpul este un alt atribut și spațiul. Și ei au această atitudine devoțională față de fiecare acest fel de aspect. De aceea există această puja. Și de asemenea, un termen foarte important este termenul de mantra, care este perceput la noi. Există cărți despre mantra în marketing, mantra nu este doar un... De exemplu, ce se aude acum nu e o mantra, chiar dacă și o mantra poate fi rostită. Această devata, acest aspect al lui Dumnezeu, atunci când se prezintă sub o formă vibrațională, este o mantra. De aceea se spune că Guru este bunicul mantrei, pentru că este tatăl devatei. De ce? Pentru că din maestru emană această inițiere și această inițiere constă într-o mantră care este într-adevăr o structură vibrațională mai lungă sau mai scurtă, dar simpla cunoaștere a acelor litere nu ajută la nimic. Ea trebuie încărcată cu o anumită eficiență spirituală care se numește mantra virya și pe care nu ți-o poate acorda decât un maestru aparținând unei linii adevărate. Mulțumim, Mihai. Luiza, despre adevăr și fals în tantra. Da. Zilele trecute, când făceam acest minunat script, am dat pe Google căutare cuvântul tantra. Am găsit 42.800.000 de rezultate. Nu e scris ca dacă facem acum această căutare să fie și mai multe. Și un procent deloc neglijabil din aceste rezultate sunt în legătură cu sexualitatea. Deci să nu ne legăm de asta, cu toate că Mihai o să spună că practicile sexuale în tantra ocupă un procent infinitezimal din ceea ce înseamnă cu adevărat tantra și are dreptate. În concepția largă s-a ajuns să se creadă că tantra înseamnă sex fără margini. Și într-un fel, nu știu câți din cei care s-au îndreptat către tantra din cauza că erau interesați de sex au rămas cu ea, pentru că în realitate au ajuns să constate că lucrurile nu sunt chiar așa cum credeau. Partea proastă este că în Occident și din ce în ce mai mult și la noi poți să ții un atestat de profesor de tantra în câteva săptămâni dintr-un curs și dacă mai ai și carismă poți să ai o grămadă de oameni care te urmează. Eleve cu cioareci roz, îmi place lui Mihai să le zică. Am putea spune că acesta este un mod prin care tradiția adevărată se protejează pe sine și cele din urmă ajunge să fie cunoscută doar de foarte puțin, așa cum a fost de fapt întotdeauna. Cum stau lucrurile, Mihai? Din nefericire, cam așa stau lucrurile. Am văzut că Sorin dă semne de neliniște, așa probabil că mi-am depășit timpul necesar scriptului și atunci o să fiu mai scurt, dar ăsta este subiectul cel mai spicy, așa că îmi pare rău, va trebui să mă suport un pic.
într-adevăr, dacă există o doctrină prost înțeleasă pe lumea asta, aș spune că toate sunt prost înțelese, dar dacă totuși există una cea mai prost înțeleasă, aceasta este tantra. Și asta datorită faptului că tantra face parte dintr-un destul de rar, din nefericire, curent din lumea spiritualității, care este afirmativ. Nu neagă nimic. Recunoaște ca valid, ca practică spirituală, absolut orice domeniu. Evident că ființa umană s-a născut în urma unui act sexual și, prin urmare, sexualitatea are un rol foarte important în viața oamenilor în general. Tantra nu a evitat acest subiect și, într-adevăr, are învățături foarte înalte despre acest subiect. Dar ca să o scurtăm, am descoperit sau redescoperit de curând într-un tratat foarte autoritar al șivaismului cașmirian, care este Tantra Loka, scrisă de probabil cel mai mare maestru al sistemului, Abhinavagupta. De fapt, în comentariul pe care un elev al lui, de fapt un succesor al lui, Jayarata, îl face, explica foarte clar care sunt calificările pentru ca această practică, extrem de rară în realitate în tantra tradițională și absolut răspândită în neotantra roz, cum spunea colega mea, deci spunea care sunt calificările, adică acea adicara pentru a putea să te apropii, și oricum nu e vorba de ce crede lumea, e tot o meditație, de această practică sexuală. Spunea că discipolii calificați să practice acest lucru trebuie să fie atins înainte starea de non-dualitate, de nirvikalpa. Spune nirvikalpa dash. Deci cei care consideră că au atins această stare și a fost confirmată de o linie tradițională, că așa și eu pot să-mi închipui multe, ei sunt calificați pentru învățături din această zonă a utilizării sexualității pentru practică. Tantra însă este fascinantă și dacă dai toată sexualitatea la o parte, pentru că are nenumărate tehnici, mai spuneam data trecută, și strănutul e o formă de a atinge eliberarea, dacă știi să folosești.